băiatul cel teribil, insula roz și ufoasă. Hei, Slack, pregătește-te pentru cea mai periculoasă faptă mitoiască a scurtei noastre cariere. Unde mergem, capitane? Insula gușterilor feroce? Tărâmul urșilor veninoși? Insula portocalelor explozive? Nu, mergem pe insula roz și pufoasă! Sună încântător, capitane. Da, dacă ai avea capul plin de vată de zahăr, presupun că ar fi. Atunci de ce mergem acolo dacă ți se pare atât de deranjant, capitane? Comoară, Snack, comoară! Pentru că pe această insulă de mâncători de lotus cu cape de mulă există o bijuterie de o valoare fantastică. Dacă pune mâna pe ea, nu va mai trebui să muncim o zi din viață. Mă rog, cel puțin eu. Și unde v-am găsit această bijuterie, capitane? Într-un loc numit Fortăreața Drăgălășeniei Absolute. Ridică bărcile, pânzele și pune cap compas pe insula roz. Am înțeles, capitane. Și pufoasă! Ce loc îngrozitor! Chiar și nisipul este roz! Și cânte cu ala oribil! După harta, capitane, trebuie să traversăm jungla mentolată, să trecem prin mlaștina fericire în pădurea pufoasă. Asta ne va duce direct în Valea Florilor Vorbitoare și Fortăreața Drăgălășenii Absolute e chiar în apropiere acolo. Hai, Snack, avem harta! Să mergem! Am înțeles, capitane! Capitane! Da, ce este? Harta mi-a fost furată de una dintre acele animaluțe asemănătoare veverițelor. Nu mai avem harta! Suntem prinși pe insula asta oribilă fără o harta! Așa se pare, da. Urăsc râzetul, drăgălaș! Cine a făcut asta? Prostuților! Vă pot arăta eu drumul spre Fortăreața Drăgălașenei Absolute! N-am crezut niciodată că mă voi bucura să văd un pudel roz zburător și vorbitor, dar mă bucur. Eu sunt Luz, pudelul zburător vorbitor. Oh, perfect. Ce? Nimic. Luz, tu ne poți ajuta să găsim Fortăreața Drăgălășenii Absolute? Da, de ce vrei să mergeți acolo? Ia spune-mi, ești cumva pirat? Nu, no, sunt un castron de supă. Oh, am crezut că ești pirat. N-aș fi putut să-ți arăt drumul dacă erai pirat. Da, pentru că ești un castron de supă, cred că totul e în regulă. Vai, mulțumesc. Dar înainte să mergem, ar fi bine să cântăm un cântecel. Nu v-am sărit peste cântec dacă nu te deranjează. Bine. Duhoare de mentă, copleșitoare. Asta e de la piticii de mentă. Piticii de mentă? Da, aici locuiesc. Va trebui să le facem o ofertă ca să traversăm pe podul lor, știi? Stați, cine e acolo? Cineva mult mai înalt decât tine. Sunt străini pe tărâmul nostru, colegule pitic. Ei nu miros a mentă. Da, mai mult așa o sete de sport. Uite, încetați! Trebuie să traversăm podul! Bine, da, mai întâi trebuie să ne faceți o ofertă. Ofertă! 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 Bine! Uite o ofertă! Lăsați-ne să traversăm podul ăsta și nu voi începe să vă zdrobesc unul câte unul cu cizma mea! Oh, da, nu e chiar genul de ofertă pe care o așteptăm noi, domnule, ne pare rău. Ei bine, e cea mai bună pe care o veți primi. Deci, cine-i primul? Trebuie să spun, nu cred că e o idee bună, domnule. Aș sugera să vii cu o altă ofertă. Sau ce? Hai să mă miroși până mori? No, micuțul Jim o să te pocnească sănătos în față și în gât. Micul Jim? Ce-a mai râs? Care dintre voi e micul Jim? Deloc frumos să-l oferi blănița mea, roscadar! Încetează cu smiorcăiala! Măcar am trecut podul ăla, idiot! În plus, cred că ales de 100 de ori mai bine! Chiar? Nu, nu chiar! Zâne săritoare de pădure! Iată Fortăreața Drăgălășeniei Absolute! Trebuie să aveți grijă ca să ajungeți la Lada Comorii.
Trebuie să-l înfruntați pe ursulețul Ted. Ursulețul Ted? Cred că glumești. Trebuie să mă lupt cu un urs? Credeam că va fi păzit de un popândeu sau iepure sau ceva ușor de îndepărtat. Un urs? Uite, capitane, uite ursul. Ăla-i ursul? Ha, o să fie ușor. Salut, micuțule! Deci nu ești paznicul fabuloasei comori a drăgălășeniei? Așa e. Nu par să fii prea fioros. Ai de mine, am fost bolnav. Vad! Ei bine, atunci n-ai să te superi dacă mă fix sabia în capul tău, nu? Păi, mulți au încercat asta. Am să încerc să fiu rapid. Asta a fost o lovitură norocoasă. Capitane, poate avem nevoie de întăriri. Prostii! E un ursuleț de pluș! Pot să-l dobor! Ce spuneai de întăririle alea, Snack? Da, mi-am luat libertatea să contactez barbarii de închiriat. Capitane, ți-l prezint pe Valcor, banditul mâncător de pisoi din Valea Fericirii. Regulă, Val! Du-te acolo și dă-i o lecție acelui ursuleț! Valcor, ce-o părăsește? Mami! Ți-l prezint pe Korak, sălbaticul care bărbirește lei din gotu. Korak smulge. Ți-l prezint pe Sorbat, maniacul schiloditor de capre, bătătorul de tauri din Ding Glen. Ivar, lovitorul de iepuraș. Pete trei degete. Spaso cel nervos. Günther, săritorul pe spate. Ei bine, am rămas fără barbari. Percy cel violent era ultimul. Cum se descurcă? Nu prea bine. Nu cred că va rezista mult. Ei, vezi, am spus. Ursulețul ăla e un demon. Trebuie să-i distragem atenția. Ceva care să dea ursul la o parte de sul cât să intru să iau comoara. Dar ce am putea folosi pentru distragere, capitane? De ce vă uitați așa la mine? Nu, nu, nu o să mă folosiți ca mumeală, nu, 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 niciun caz! Hai, Tuluz, cheamă-l! Domnule ursuleț, uite-te aici! Ce zici de un pudel delicios? Hai, Snack, asta e șansa noastră! Domnule ursuleț, e destul de aproape! Iată-o, Snack! Voi ați spus că nu sunt despirați? Ei bine, am mințit! Pe curând! Mulțumesc pentru ajutor! Sper că ți se va vindeca coloana curând! Mulțumesc! Țineți minte că acea comoară e blestemată! Ce? Comoara, zic, e blestemată! Da, mulțumesc! Ce naiba spune? Spune, comoara e blestemată, capitane. Poate... Poate ar trebui să o punem înapoi. Să punem înapoi? Ești nebun? Aproape am fost mâncați de vii de un ursuleț de pluș. Hai, grăbește-te să ajungi la corabie, Snack. Aha, am reușit, Snack. Bine, ce e, capitane? Ce e? Oh, no, nu pot să cred. Morcovi! Prostia asta e umplută cu morcovi. Ce noroc stupid! Cât poate fi de prostesc? Ce dezamăgire teribilă, capitane. Nu mai spune! Ei bine, măcar nu era blestemată! Hai, Snack, vâslește!